Domnul și domnilor consilieri, vă rog să-mi permite să intrăm în procedurile legale de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 14 ianuarie, convocată prin dispoziția numărul 4 din 2022, cu îndeplinirea procedurilor legale în materie. Urgența întâlnirii de astăzi este dată de nevoia actualizării documentației tehnico-economice la faza de studiu de fizabilitate pentru Spitalul Județean de Urgență Focșani, într-un termen cât mai scurt, dat fiind calendarul PNRR, care presupune realizarea anumitor activități într-un termen dat, precum și pentru evitarea unor întârzieri în implementarea proiectului, reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Patelimon Focșani, secția pneumofiziologie fiind necesară actualizarea documentației. Doamne și domnul consilier județean, la punctul 1 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice la faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Județean de Urgență Focșani, județul Vrancea. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că are domnul consilier Cristian Dănuț, vă rog. Bună ziua, la mulți ani, domnule președinte, stimați colegi. Înainte de toate, vreau să vă urez un an cu înțelepciune tuturor și să găsim cele mai bune soluții pentru cetățenii județului Vrancea. Domnul președinte, stimați colegi, mă bucur că printre primele proiecte de hotărâri pe anul 2022 sunt din zona infrastructurii medicale și în special cel referitor la construirea noului spital județean. De altfel, și aceste proiecte, precum și multe altele aflate în derulare de Consiliul Județean Vrancea, sunt proiecte inițiate și promovate de președintele Marian Oprișan. Asta e un lucru clar, nu cred că mai există loc de discuții, cu toate că știu că o să menționați că iarăși e o declarație politică, dar lucru destul de cert. Sunt proiectele aflate în derulare de Consiliul Județean Vrancea, sunt proiectele Partidului Social Democrat. Dar, cu toate acestea, ne dorim ca în anul 2022 gradul de execuție să fie mult peste 2021 și tind să cred că nu sunt doar acțiuni pentru că nu sunt inițiate de alt grup politic și de alte persoane. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, înțeleg că nu. Așadar, stimați colegi, vă supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc mult! La punctul 2, stimați colegi, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, secția pneumofiziologie. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Așadar, stimați colegi, vă supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!